preot Dan Damaschin, sunt în Iași de 16 ani la Spitalul Cuza Vodă, cea mai mare maternitate din România după numărul de naștere, atenție, acolo unde zilnic mă întâlnesc cu mame care vin să ducă pe lume un prunc sau care vin să se plângă că nu au cu ce aduce pe lume un prunc și vor să facă avort, mame care ajutate de oameni cu suflet mare și întărite sufletește dau viața acestor copii minunați, copii care cresc ajutați de Dumnezeu, un pic din partea noastră, cu tot ceea ce e nevoie pentru a ajunge oameni mari. Lemnul vieții, când am cărat două de zile sute de metri cub la familie care nu au bani de lemne. Este unul din proiectele cele mai dificile ale asociației, pentru că în prag de iarnă și pe întreg parcursul anotimpului rece, peste 200 de familii primesc, cu eforturi foarte mari din partea voluntarilor și donatorilor, lemne pentru încălzire. Vieții, când timp de două săptămâni voluntarii noștri au vândut floricele pe frig, pe ploaie, pentru a cumpăra scutecele pentru mamele și copiii noștri. Aproape 9.000 de copii din toată regiunea Moldovei au primit daruri de Paște de la un preot din Iași. Părinții lor sunt prea sărași pentru a le cumpăra cadouri. Așa că preotul Dan Damaschin le-a adus dulciuri, haine, încălțăminte, dar și alimente pentru ca masa de sărbătoare să fie una îmbelșugată și să uită de neajunsuri. Cine mă ajută pe mine să iau sacul ăsta? Cine mă ajută? Vreau doi băieți. Ce mi-a putea aici, băieți? Hai să iasă, vedem. Hai, luați-mă, așa. Dragilor, Hristos a înviat. Este ajun de Paște, dar pentru noi Paștele anul acesta a venit mult mai devreme și asta pentru că bucuria și lumina care ne inundă sufletul în depozitul faptului bune, în casele unde sunt familiile noastre și, de ce nu, în centrele și în unitatele pentru copii, în centrele pentru mame și copii și internate, este una care efectiv ne bucură și ne copleșește cu dragoste și bunătate. Astăzi, în ajun de Paște, în Moldova, 8.952 de copii vor primi daruri pentru a fi frumoși, demni și, desigur, curați și cu blugi pline în acest moment al Paștelui, al Înviei Domnului Hristos. Hristos a înviat din morți.
Mers la mare, știți cu toți. Asigurăm materiale de construcție și bani pentru construirea și refacerea locuințelor mamelor singure, familiilor numeroase și a tinerilor proveniți din cele de plasament, deveniți la rândul lor părinți. Am ajuns în comuna Dagâța. După ce vom filma în casă, vă voi spune pe drum și povestea Veronicăi. Apelez la o oarece regie, să spunem, la materialul de astăzi, pentru că mi-era foarte greu să vorbesc mai devreme de față cu copiii. Plecat de la casa mamei Veronica, mama care are un cancer cu metastaze. Medicii care au vizitat-o zile trecute mi-au spus că mai are doar câteva zile de trăit. Și așa cum ați văzut, această femeie are în jurul ei 5 copii. Pentru a putea rămâne uniți, copiii au nevoie de o casă corespunzătoare. Aici vine băiatul și face baie, da? Da, aici vine soba
Stai să facem la băiat, hai să facem dușul, punem dușul aici. Baie, da, facem baie aici. Dușul facem acolo. Baie, facem baie frumos, da? Facem baie tu, măi. Și aici sus, dar o să ai face grande, băi. Am venit să facem o dublă surpriză. Să inaugurăm casa lui Valentin și a fraților lui și să aducem copiilor un dar de Paște. Haidem în casă, pam. Nu deschideți ochii, fețul pe ochi, nu, nimeni nu trișează, da? Valentin, hai pe jos așa frumos, nimeni nu trișează. Ia da, ne întrebăm așa. Nu trageți fesul. Și acum toți ridicăm fesul ăla. Hai, fesul în sus. Ce avem aici, Eduard? Wow. Ce-s aici? O mamă cu 8 copii, așa singurică, care stătea într-o cămăruță și nimic mai mult, cu cei 7 copii, al 8-lea nenăscut, unde am intervenit în regim de urgență, pentru că acești copii, această familie, se poate beneficia de condiții de locuit normale, așa cum este bine să aibă fiecare familie. Am lucrat și am mai ființat Casa Bircăi, undeva în zona Neamțului. Am dat-o în folosință de Crăciun anul trecut, pentru că nu stăteau sub cerul liber și acum am făcut-o frumoasă. O casă pentru 9 copii, undeva în Vlădeni, în comuna Vlădeni, pentru o familie cu 9 copii minunați. Copiii mei frumoși ca aceia, vă spun sincer, n-am văzut de mult timp. Sunt toți plini de viață și cu dorința de a ajunge oameni mari. O casă cu tot ce se trebuie, cu dormitoare, cu bani, cu bucătărie, o casă cu multe, multe avantaje, să spunem, așa și cu camere corespunzătoare. Aici e bucătăria. Acolo e sufrageria. Aici e baia. Thank you.
gazda noastră dragă este din Mădrjac, o mână de om, o mână de om, nimic altceva. A ajuns la mine în biserică până la vreo 16 ani, când a dat naștere primului copil și când vezi un copil cu un copil în biserică, ce poți să faci altceva decât să te mobilizezi și să o ajuți să-i fie bine. Între timp, Acuța are o familie numeroasă, 6-7 copii în clipa de față și nu pentru că n-ar munci, nu pentru că, eu știu, nu ar avea grijă de copii, dar este depășită de probleme. Am reușit să le găsim o căsuță pe care le-o dăm în folosință. O căsuță care e modestă momentan, am cumpărat-o pe piața liberă, casă care are în spate o parcelă mare, mai de tren, unde vom face în Comuna Popești un cartier de căsuțe pentru mame ca Acuța, mame eroine, pe care noi le ajutăm să-și casă copiii și, desigur, să nu fie o povară nici ele, nici copiii pentru societate. M-ați ajutat să oferim speranță unei familii cu 6 copii, sunt 5 aici. Mama tocmai este la spital cu cel micuț, născut de câteva zile. 6 copii, spun, cu un tată cu o inimă foarte, foarte bolnavă și că le-am primit ajutor pentru că Alin, tatăl despre care vorbim astăzi, a fost programat pentru transplant, atenție cardiacă la Târgu Mureș și acolo unde stăteau ei, în satul de la marginea lumii, în burdeiu improvizat de pe un deal, acolo de la umbra unei păduri, fără nicio formă de utilitate, cu mult efort, cu oameni dragi, am muncit cred că vreo 2 neșuri ca să dăm casa aceasta gata. Ne-au ajutat mai întâi și oameni dragi la rând cu vâlcea, cu scheletul casei, este o casă pe scură de lemn de data aceasta. Am muncit, s-a lucrat zi și noapte și acum copiii sunt în casa lor. Casa mamei, copilul meu, este viața mea. Centre compuse din locuințe și spații de reintegrare socială, pentru mame și prunci născuți și nenăscuți, mame singure aflate în dificultate, abandonate de familie, eleve și studente în criză de sarcină și tineri provenite din cele de plasament. În momentul de față, administrăm casa celor 7 mame din Cicoare, unde avem amenajate 11 apartamente și o sală de activități extrașcolare. Casa Credinței, din Rediu, unde avem 6 locuințe protejate. Casa Sfânta Elena, de la Valea Lupului, unde sunt 16 garsoniere pentru mamele însărcinate în amenajare. Avem un șantier foarte efervescent în Holboca, o bucătărie performantă la parter va avea obligatoriu o creșă pentru copiii acestor mame necăjite care trebuie să lase copiii undeva ca să vadă să muncească și 8 locuințe frumoase și bine, bine dotate pentru mamele dezavantajate. 100 de copii și familiile lor vor avea aici, la Găuren, la 2 pași de Iași, lângă Miroslava, o casă a lor. Facem cât când premieră pentru România, cred că premieră, că aici nu mai jucăm, nu mai jucăm cu lucruri, eu știu, modeste, facem un cartier adevărat pentru familie cu mulți copii. Cine vrea o casă la noi are niște condiții. 1. Măcar 5 copii, dacă aveți 9-10, asta este un plus. Așa, 2. Copiii să fie de note mari la școală, 8-9 în sus și, desigur, să avem recomandări mari, 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 mari de la școală și de la biserică. Va fi un șantier extrem de complicat. Gândiți-vă că vom munci aici, la acest șantier, cred că vă 2 anișori. Ia uitați cum se fac case! Băi, oameni buni, asta e treaba la Găuren, aici la
piramida asta noastră, treaba asta e serioasă, vedeți? Ultima placă de la casa 1, suntem la... în pod. Nu în ploc, suntem în pod, pentru că băieții toarnă astăzi ultima plăcușoară. Nu știu cum să mulțumesc cu oamenilor dragi care ne sunt aproape și ne-au adus până la nivelul ăsta. Când mă uit sincer în jurul meu, mă sperii, Robert, atât să vadă oamenii ce peisaj avem noi, că ei se crede că suntem la nivelul solului. Un adevărat, eu știu, bloc. Familia noastră. Ce fel de familie? Vorbim de un tată, Marian, care are 7 copii, dar nu mai e soție. Pentru că în urmă de vreo 2 ani, dacă mă gândesc bine, soția lui a murit de cancer. El stătea într-un ghetou undeva în zona Cantemir și a fost dat și de acolo afară, pentru că și acolo mai se rătoi cu alte ține pe la asociație. Și la lumea în cap l-a mai ajutat noi cu o chirie pe aici pe acolo. Și în cei de urmă, nu știu de unde l-a găsit, cine l-a găsit, l-a găsit o familie și a făcut un bine, a sunat niște bănuți și a luat aici, în Armășinu, casă. Locuință mică tare. El e Marian, uitați, el are 7 copii. 7 copii. Aici sunt doar 5 acasă, 2 mai sunt plecați pe din mai mama, sunt. La mama, așa. Mari și la mama și mai fac naveta încoace, sunt la școală pe acolo. Bine ați venit la noi! Haideți în camera aceasta! Asta e camera unde dorm eu, Dani și Cosmine. Aici e holul unde o să fac tata mâncare la sobă. Dacă mare are gaz, aici e baia care ne-a făcut-o nouă, cea nouă. Aici și asta e camera asta. Tata, e camera mică. Asta e camera mică. Să încălțăm toți copiii săraci din România, să meargă demn, frumos și curați, la școală, nu știu, la biserică, și chiar că merge cu vaca la cireadă, să fie tot bucuroși, că sunt iubiți și beneficiază de grija noastră de pretutindeni. Tipii, știi pe care se cheamă influencer, o să-l aud cu ce se îmbracă, o să vă arăt și eu cu ce ne îmbrăcăm noi anul acesta. Plecăm cu maioaș și chiloțel, ciorăpel, marca Curățenia, curelușă, pantalon de blug, nu mă întrebați cu ce vapor au ajuns, dar au ajuns bine în România. Ne încălțăm cu acești super Adidas, acești Adidas care au talpă super calitativă, confortabilă. Ne vom îmbrăca cu un tricou cu mânică lungă, marca Credință, Nădejde și Dragoste. Această vestuță care este matrasată, bine cusută și desigur un mesaj de dragoste acolo la final. Haideți să facem acest lucru bun, să îmbrăcăm copiii noștri pentru școală și astfel că au nevoie de școală toți copiii, avem nevoie noi de școala lor pentru a-i face oameni mari. Să vă ocotească Domnul Hristos, vă îmbrățișez, vă iubesc pe toți, fiți binecuvântați, Doamne ajută! Toată luna septembrie am muncit pe brânci pentru a îmbrăca cei 9.000 de copii. Toți copiii au fost îmbrăcați din cap până în picioare. Au mai rămas câteva încurcături la un număr de 9.000 de copii
avem voie să avem și noi câteva scăpări, de pentru care voluntarii mei, în paralel, până la sfârșitul lunii, au rezolvat toate încurcăturile să nu am copil care să nu aibă încălțări, haine, ghiozdan, articole de igienă și curățenie, așa cum fiecare copil trebuie să meargă la școală frumos, fericit și demn. Nu s-a stat deloc nici la cabinetul medical FEM Clinic, acolo unde sunt zilnic mamele care au nevoie de sprijin. Nu s-a stat deloc nici la centrul de recuperare unde Roxana și Lucian lucrează cu copiii noștri cu probleme de sănătate majore, recuperare medicală de calitate. Nu s-a stat deloc nici la centrul medico-social Veronica, unde se lucrează la documentații, unde arhitecții se străduiesc să prezinte un dosar complet pentru autorizarea amenajării policlinicii. Avem două internate cu 70 de copii în ele și încă vreo 30 ceva de bursieri externi, copiii care trebuie să meargă la școală, care au nevoie de mâncare, au nevoie de cazare, au nevoie de transport, au nevoie de manuale, au nevoie de tot ceea ce ai nevoie și copilul meu de acasă pentru a învăța bine, cum sunt copiii la facultățile din Iași, cele mai cunoscute facultăți din Iași, la liceele foarte bune din Iași, că suntem prezenți și la ședințe cu părinții, avem treabă tot timpul cu copiii de la CDC. 1500 de familii se îndreaptă lună de lună către noi pentru a primi sprijinul necesar supraviețuirii. Oferim atunci alimente, scutece, lapte praf, medicamente, articole de igienă și de curățenie. Zi de zi, vineri de vineri, mamele au fost la drumul speranței. Zi de zi oamenii noștri au mers pe teren la familiile din Dăruim Speranță. Facem cu drag tot ceea ce trebuie pentru mame și copii. Programul social de sprijin pentru copiii din familiile defavorizate, de tip adopție la distanță, aduce la un loc copii și donatori. Aceștia din urmă vor avea șansa să ofere copilului ales sprijinul material care să-i permită în condiții de viață corespunzătoare și o educație de calitate. Oferind sprijin vestimentar, alimentar, de igienă, medical, educațional și rezidențial. Plată utilități, chirii, reparații și construcții case. Calea spre mântuire, nașterea pruncilor, bucuria tuturor. Sprijinim cu un ajutor de urgență, în medie, peste 1000 de mame anual, la ieșirea din maternitate, în scopul atenuării suferinței provocate de lipsa celor necesare pentru externare. Bani pentru transportul la domiciliu, scutece de unică folosință, haine pentru prunc și pentru mamă, lapte praf, medicamente și alimente pentru copiii de acasă. Oferind de asemenea cazare gratuită mamelor și familiilor însoțitoare care trebuie să fie alături de pruncii și bolnavele internate în maternitate. Bună ziua, oameni dragi, Doamne ajută! M-am schimbat, suntem într-o zonă foarte frumoasă. Am venit la niște oameni dragi care ne-au zis așa că venim la Suceava să ne dea un dar. Darul de astăzi este un dar atipic. Sunt niște pulcei, pulcei nu de carne, așa, pulcei de poveste. Așa, pulcei care vor merge la copiii noștri dragi de Paște ca să joace cu ei, nu pentru acel, nu mă gândesc la prostii. Pulcei care se transformă ca porcul din povestea lui Ion Creangă în flăcăi frumoși. Am adus două pucerușe de rasă de la Suceava. Sunt cele mai tari pucerușe astea, da? Sunt cele mai tari.
spatele nostru avem o vacă care am primit-o astăzi de ziua lui Ecaterina. Cine vrea capra? Cine vrea capra? David! Davi! Cine vrea crăpița? Eu! Ia Bogdan, eu! Îl văd trimis toate! Eu! Fac sau băie? Fată, cum să fie? Fată, 10.000 de copii de adunat, de scăzut, de distribuit, de încărcat, de descărcat, de îmbrăcat, de dezbrăcat, de probat. Asta înseamnă grăunțe de iubire în înțelesul cel mai drept al cuvântului. Muncă de sclave, așa, ca la piramide, doar că piramidele noastre nu durează câteva mii de ani, ci durează o veșnicie. Oh,